În România, o călătorie cu microbuzul pe o rută aleasă la întâmplare poate fi extrem de riscantă. Transportatorii trag de mașini până caz din ele. Adevărata vină o poartă însă autoritățile aflate în subordinea Ministerului Transporturilor, care lasă lucrurile la voia întâmplării, nu fac verificări temeinice și nu scot mai des licențe la concurs. Ultima licitație a rutelor a avut loc în 2008, iar următoarea se va ține abia în 2019. Asta în condițiile în care transportul rutier a devansat de multă vreme traficul de pasageri de pe calea ferată. Priviți ce nereguli a depistat o echipă de la Inspectorul Pro pe rutele de microbuze. Eu, ca transportator, le văd cotețe de mașini. Nu mai puneți mâna pe cap. 8 români din 10 aleg să călătorească cu autobuzul sau microbuzul. Potrivit Institutului Național de Statistică, transportul rutier a atins o pondere de aproape 80% din traficul total de pasageri. Nimic rău în asta, doar că jumătate dintre șoferii verificați pe traseu nu respectă legea. V-au reclamat colegii dumneavoastră. Și bine? Da, colegii de acolo. Stați un pic. Nu mai puneți mâna pe cameră. Da, nu mai puneți... De ce vă vedeți pe mine? Nu mai puneți mâna pe cameră. Dumneavoastră sunteți mulțumit de felul în care transportați călătorii? Fie transportă prea multe persoane, fie nu taie bilete, fie conduc autovehicule care nu ar trece niciun test de siguranță. Pasagerii nu știu însă la ce riscuri se supun atunci când pleacă la drum cu microbuze mai vechi de 10 ani. Dumneavoastră totuși ați prins nimic. Am aici un șir de O echipă de la Inspectorul Pro a călătorit pe mai multe rute din București și Ilfov în mașini uzate care aveau ușile legate cu o sfoară și podelele găurite. Iată ce se întâmplă pe drumul spre Tămădău, într-o ruină pe patru roți. Șoferul face haz de necaz. Așa. Aveți o ușă de vis. Și de-aia ați legată cu sfoară. A trebuit să improvizezi ceva. Hai că ați făcut-o bine. Iată ce bine stă. Bună idee. Zona București-Ilfov este împărțită între 30 de firme de transport. Iată cum se circulă și în drum spre Cernica. Stai că noi mergem parfumă, o să vezi dimineața, când mergi ca la rui, știi cum e grămada de rui, micro, știi? Sorin Nica, patronul acestei firme, știe foarte bine că în autobuzele sale șoferii îi înghesuie pe călători și nu dau bilete decât celor care cer. Un autobuz de ăsta care costă peste 100 de mii de euro, cum poți să-l amortizezi tu? N-ai nici 5 bani subvenție de la stat, nu te ajută autorul nimeni, trebuie să scoți din amărâtul ăla de preț de bilet de 3 lei sau de 2 lei sau de 1,50 lei. Nu poți să-i scoți. Păi nu. Oricum să știți că nu intră mai mulți decât e omologat mașina. A, da, zice că omologarea înseamnă oricum un autobuz fixit. Exact. Lăcomia pentru pasageri pleacă de la încasările de zi cu zi. Un conducător auto are un plan bine stabilit. Tot ce câștigă peste sunt banii lui, adică între 300 și 500 de lei pe zi. Asta poate însemna într-o lună bună aproape 3.000 de euro. 3.000 de euro într-o lună? Calcula bine? În România câte zi, 6 milioane în România. Și riși când te vine și te speră, îți dă amendă 2.000 de milioane. Câte amendă? La una de 4.000 de euro. Cu astfel de încasări, cui îi mai pasă de sancțiuni? Chiar dacă amenda maximă se ridică la 12.000 de lei, transportatorii riscă și câștigă. Cu atât mai mult cu cât puținele controle care au loc sunt aflate dinainte. Când se fac controle de Ilfov, de către Ilfov și vine aici cu tehnicul ce vine, nu mai cerc lei. Nu ies pe traseu? Nu, trag mașinile, parchează cum sunt acum parcate, vă dau unii. Și șoferii sunt plecați și așteaptă să plece control. Iar atunci când sunt totuși prinși de polițiști, șoferii au răspunsurile pregătite. Obișnuiți să luați persoane în plus? Dimineața da. Eu vă spun ce știți. Dimineața da. Cu formele prin bani cu trei. Și se dau și bilete sau? Da, am dat și bilete. Am dat că știam că sunteți aici. Știați? De unde știați? Eu vă spun adevărul. A, da? Și dacă nu știați, nu le dădeați, nu? Transportatorii fac așadar legea în zona București-Ilfov. Nu le pasă de amenzi și nici de controle, pentru că nimeni nu le ridică licențele de traseu. Cotețe de mașini. Eu, ca transportator, le văd cotețe de mașini. Cum vă dă licență dacă ele sunt cazane? Păi, da, te duci, are ITP-ul făcut, îți dă licență. Are copie conform, îți dă licență. Prelungește. Asta așa, pe ochi frumoși sau? Da, nu se dă șpagă, nu se dă, domne, nimic. Licitația e cea mai... Dacă ziceți că starea tehnică e precară, aveți vreo mașină pe care are rău să spună că nu mai e ok să o scoateți din circulație? No. În aștia 10 ani? No. Nu. De ce i-au prelungit?
Ei, a prelungit anul. Și astfel se explică de ce patronii unora dintre aceste firme preferă să stea cu autovehiculele noi în parcare în loc să le scoată pe stradă. Exemplu, nu puteți să-l luați pe unul din acesta nou, să îl înlocuiți cu unul vechi pe care îl aveți acum pe traseu? Ba da, cum să nu pot? Și de ce nu faceți asta? Păi mai am licență o lună, două luni, trei luni. Până de ce? Păi ce să fac? Că ăsta am 5 ani leasing la el. Mai bine îl țin nou aici și îl dau, predare vine, omul vede că e nou. Păi ce, l-omor pentru... Pentru ce? Că nu scoate cheltuiala zilnică. La oamenii care circulă cu autobuzele atât de vechi pe care le aveți? Acele atât de vechi, a uite pe ore la zi, sunt întreținute perfect. Ziceți că din punct de vedere al stării tehnice... Perfecte. Sorin Nica și Mitică Leaua sunt vechi parteneri de afaceri și cunoscuți în zona capitalei. Ei sunt aceia care au blocat în instanță ultima licitație pentru redistribuirea licențelor de transport, care ar fi trebuit să aibă loc în 2014. Deși într-un final au pierdut procesul cu Ministerul Transporturilor, demersul lor a făcut ca, timp de 10 ani, niciun transportator din zona București-Ilfov să nu fie retras din circulație. Iar, din păcate, situația nu e singulară și pare trasă la Indigo în mai multe alte locuri din țară. Responsabile pentru haosul din transportul rutier sunt instituțiile subordonate Ministerului Transporturilor, Autoritatea Rutieră Română și Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier. Niciunul dintre șefii acestora nu a binevoit să iasă cu o explicație. Vă rog să faceți această cerere scrisă și să vă dau un răspuns. Acum mai bine de un an, președintele Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier recunoștea că țara e împânzită de rable și că situația a fost scăpată de sub control. De atunci și până acum nu s-a schimbat nimic. Într-adevăr, acestea sunt uzate. Noi facem control, controlul nostru fiind într-un fel limitat. Și totuși, soluții există. Una dintre ele ar putea fi acordarea licențelor de transport pe durate scurte. În acest mod, transportatorul ar fi obligat să prezinte la reînnoirea licenței și parcul auto. Nimeni nu și-ar permite să vină la licitație cu mașini vechi. În lipsa unei astfel de decizii, neimplicarea autorităților a făcut ca țara să fie împânzită de coșciuge pe patru roți. Și cum următoarea licitație va avea loc abia în 2019, rezultă că încă un an de acum încolo, transportatorii rutieri își vor putea face de cap.